Expoziția de carte organizată la Biblioteca din Incinta Casei de Cultura Sindicatelor Dacia a adus mai aproape de micuții cititori numeroase cărți. Pentru o zi au renunțat la a-și petrece timpul în fața calculatorului și au ales să facă ceva mult mai plăcut, să citească. Ca să citesc și să las la o parte calculatorul. Mie îmi place mai mult să citesc. Astăzi am venit la bibliotecă să citim alt clase. Eu citesc unul de științe. De ce ai ales să faci asta? Pentru că îmi place să citesc și nu mai vreau calculatorul. Ți-a zis cineva să vii? Nu. Sau ai venit tu? Am venit eu. O să mai vii? Da. De ce? Pentru că îmi place mult să citesc. Și îți place? Da. Da? Da. Ai mai fost până acum la bibliotecă? Da, am mai fost. Și ce ai citit? Am citit o carte cu povești. Dar astăzi nu aveai ore la școală? Aveam, dar am luat vacanță mai devreme, da. O să mai vii la bibliotecă? Da. Și ce ai vrea tu să citești? O carte tot cu povești. Inițiatorii acestei acțiuni au pornit de la premisa că în ultimii ani din ce în ce mai puțin copii aleg să treacă pragul bibliotecilor, așa că s-au gândit că o expoziție de carte ar putea stârni interesul micuților pentru lectură. În plus, copiii nu ar mai petrece atâta timp în fața calculatorului și pentru că setea de cultură mobilizează de fiecare dată un număr mare de cititori pasionați, metoda bibliotecarelor a dat rezultate și în rândul celor mici. Sperăm că în felul ăsta le-am arătat că și cărțile sunt la fel de interesante cum e calculatorul. Este prima dată când organizați asta? Am mai organizat simpozioane, medalioane literare, expoziții de carte, nu, este prima dată. Și cum sunt copiii? Sunt deschiși? Le place? Chiar foarte deschiși, chiar foarte, foarte deschiși. Le place să citească? Da, le place. Sunt din ce în ce mai mulți copii cărora le place să citească. Dar dintre cei prezenți aici au mai fost la bibliotecă până acum? Da, au mai fost, au și fișă de... Sunt înscriși la bibliotecă, împrumută cărți acasă. Sunt. Ce fel de cărți? În general, ce le trebuie la școală. Literatură, în special literatură. Este prima expoziție de carte organizată la Biblioteca din Incinta Casei de Cultura Sindicatelor din Mioveni. Spre fericirea organizatorilor, a adunat un număr mare de cititori de vârste mici, care s-au arătat încântați și au ales să lase măcar pentru o zi deoparte calculatorul.